Potrivit lui Dan Vucea, directorul adjunct al Poliției Locale, instituție însărcinată cu supravegherea derulării de zăpezirii la Mangalia, societatea care se ocupă cu înlăturarea zăpezii de pe șosele și trotoare a acționat la maximum în ultimele trei zile, mai ales în urma apariției poleiului. Societatea de zăpezire, care contract cu primăria municipiului Mangalia, a acționat în perioada 3, noaptea de 3 până în dimineața zilei de 5, pentru dezăpezirea în bune condiții a traseilor din municipiul Mangalia, străzilor, bulevardelor. S-a acționat cu un număr de utilaje de 3 sărărițe de diferite mărimi, pentru că s-a intrat pe străzi mai mari și mai mici, pe alei, 7 lame și un număr de 45 de oameni. Conform prevederilor legale, asociațiile de proprietari și agenții economici au obligația să înlăture zăpada în preajma blocurilor sau a zonelor în care își desfășoară activitatea, sancțiunile fiind drastice. Am trimis, acum avem pe teren număr de 6 agenți de la comercial care execută acest control pentru a vedea situația din fața magazinului și a agenților economici. Ce riscă cei care nu-și fac? Amenzi. Amenzi până la 2500 de lei. Fiind Bobotează, un număr foarte mare de localnici, în special vârstnici, vor merge la biserici. În acest context, autoritățile locale vor acționa pentru eliberarea trotuarelor de zăpadă sau polei. Deoarece mâine este Sfânta Zi de Bobotează, am luat toate măsurile ca în zona bisericilor, pe străzile adiacente, acestora să se curece toate străzile. Sunt oameni bătrâni care vor veni la biserică.